care este Gălăția. Și mă bucur mult că în debutul activității noastre facem o asemenea lansare cu un poet gălățean. Să strângem cât mai mult legăturile Galați-Brăila. Eu am fost dintotdeauna și am spus-o și la Galați, avea urechea, i-am spus-o și lui, când era un președinte, doctorul, așa, la Galați, am spus-o, domnule, când facem, domnule, mega, așa, să unim Galațiul cu Brăila. Eu sunt adeptul acestei uniri care ne-a dat mai multă substanță, mai multă, în sfârșit. Asta e o părere personală. Să unim brăilenii cu gălățencele. Așa, da, să spun că în programul nostru de astăzi avem foarte multe momente muzicale, avem și momente de lectură, de poezie. Și ca urmare va trebui să găsim momentele, să le intercalăm în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită și mai ales noi să ne bucurăm de această activitate. Asta este tot scopul, să ne bucurăm de această activitate. Și vă propun să intrăm direct în subiect. O să vă rog, deși am înțeles că nu a avut niște probleme de sănătate prea fericite, prietenul și colegul nostru Matei Virgil, îl rog să înceapă cu câteva cuvinte despre carte. După care vom intercala un moment muzical, după care o să vorbesc și eu și așa mai departe. Ok. La microfon, la microfon. Nu, lasă asta. Vă spun în numele conducerii casei de ajutor reciproc profesionalilor Brăila. Bine ați venit! Ce să vă... Ne bucurăm că ați reputat la apelul nostru. Poate știați, poate nu mulți, dar mulți simt acest lucru. Intrăm în a 9-lea, 10-lea an, de când, uite așa, de la din două săptămâni așteptând vacanța de vară, ne-am adunat aici și ne adunăm aici. Ce ne dorim? Să mergem în continuare, să facem lucruri nu mari, nu grandioase, ci așa cum ne reprezintă, așa cum ne reprezentăm fiecare în această familie. A fost o vară fierbinte la propriu. A fost o vară în care totuși mulți dintre noi n-am lâncezit. Doina Popșa a scos o cărțulie. Colegul Burtea Florin, Florinel sau așa îi spune, da? Să trăiești Florinel. În buletin așa. În buletin așa. Florinel. Da, așa. Ca scriitor să voi. Într-o, eu să spun, într-o tehnologie, într-o antologie da. Onorantă pentru tine, te felicităm. Mulți dintre noi am văzut că ați publicat și publicăm, mai ales pe rețelele sociale, oriunde în luna aceasta. Zilele trecute, ca să vă completez, să-l completez pe tata Jean, am fost vizitat de un român american. Da? A fost ofițer până în anul 80-2000, când a fost scos la pensie, la o vârstă ideală pentru, cum spunea, pentru a apăra țara, în capul e generația noastră din iunie. Mi s-a dus un coleg drag, domnul profesor de istorie, Leonard, și mai cum? Gheorghe Leonard. Un coleg care începuse la noi să ne încânte cu
ceea ce scria. Consider că ar trebui, trebuie să ținem un moment de recolectare.